De ce ați atacat pe cei doi? Cu ce v-au supărat? Cu ce v-au supărat? V-au cerut șfagă? V-au provocat? Este adevărat că ați dat cu acid? Nu. Putea să-i răniți și mai rău, v-ați gândit la lucrul ăsta? Discutăm. Nu putea să suportați controlele? Înțeles că a fost prins de poliție în zona Creștiului, chiar acasă. Nu. Deci a fost în zona casei, dar s-a predat singur. De ce nu a venit până acum? Care a fost problema? Aș vrea să fiu totuși, să mă abțin de la un comentariu. Era mai bine să vină încă de ieri? Era mai bine, însă cine a stricat aici, vă spun? Presa a stricat-o. A amplificat extrem de mult. A dat totuși cu acid. Adică ce? Nu este acid. Dar? Ați constatat dumneavoastră că a fost acid? Așa spun cei care au fost atac. Ce a provocat această stare? De ce a stropit pe agenți? I-au cerut bani sau cum? Nu pot să comentez, vă dați seama, nu este în dreptul meu. Da, absolut. Adică la fiecare, după fiecare zi se prezenta inspectorul sau inspectorii ca să colecteze bani. Au convenit ca după 10 zile să prezinte situația firmei, situația contabilă a firmei. Au făcut proces verbal pe această chestiune. Cu toate acestea nu s-au respectat pentru că zilnic veneau. Veneau tot timpul. De cât timp îl veneau la control? Potrivit declarației pe care ne-a spus-o verbală în mașină, că au venit de cel puțin 3 ori în ultimele zile, în măsura în care între Administrația Finanțelor Publice și Societatea Comercială s-a făcut o înțelegere scrisă în sensul să se depună în 10 zile. Deci suma datorată, bilanțul societății comerciale. Și atunci de ce au mai venit să pună sechestru? Nu știu. Deci sechestru este o măsură asigurătorie în situația în care cel obligat bugetar nu își îndeplinește de bunăvoie. Clientul dumneavoastră ce reclamă astăzi, practic? Deci el nu reclamă, el a fost invitat la poliție să dea explicația asupra ceea ce s-a petrecut la magazin. Este foarte posibil, nu știu.